La început exista doar YouTube, acesta fiind locul cel mai bun pentru a încărca și a vedea clipuri video. Dar de curând a apărut o nouă aplicație despre care se poate spune că este pentru YouTube ce a fost David pentru Goliat. Aceasta se numește TikTok. Această aplicație a înregistrat o creștere fenomenală nu numai în țara de origine China, ci în toată lumea. TikTok este acum un Goliat, dar va depăși vreodată YouTube-ul? Înainte să trecem la statistici, trebuie să știți că cele două platforme sunt asemănătoare, dar și diferite. Dacă nu ești deja un utilizator TikTok, o să-ți explic cum funcționează. Această aplicație le permite utilizatorilor să își modifice videoclipurile, ceea ce o face foarte populară. Pot să editeze videoclipuri cu ajutorul opțiunilor pe care le oferă aplicația, cum ar fi să mărească sau să micșoreze viteza de redare. Pot face asta și cu muzica sau chiar să folosească realitatea augmentată, iar utilizatorii sunt foarte creativi atunci când folosesc astfel de tehnologii. Deci, TikTok te lasă să îți exprimi simțul artistic. Un fel de Instagram, dar cu videoclipuri, unde oamenii comentează creațiile utilizatorilor care sunt staruri în propriile lor videoclipuri făcute acasă și editate cu grijă. O parte din popularitate îi se datorează și faptului că oamenii creează meme-uri și trenduri pe care alții le urmăresc și creează versiuni proprii. Probabil ați văzut cu toții acele provocări de genul hashtag Pillow Challenge sau hashtag Battle Cup Challenge. Toate sunt foarte simpliste, dar oamenii nu se mai satură de ele. YouTube este cu totul altceva. Te uiți pe YouTube ore întregi la oameni care se joacă diverse jocuri video sau la știri din 1976. Te poți uita la podcasturi despre sport, știință, mașini sau orice altceva te interesează. Intri pe YouTube pentru a învăța ceva, pentru a râde sau pentru a te uita la un joc sportiv de acum câțiva ani. Pe scurt, în ceea ce privește conținutul, YouTube este ca universul, în timp ce TikTok este doar o stea, într-adevăr una foarte strălucitoare. TikTok a fost lansat în China în 2016 și a avut mai multe nume înainte de acesta. Unul dintre ele a fost Douyin și la doar un an după lansare avea deja 100 de milioane de utilizatori și 1 miliard de vizualizări pe zi. În 2017 a fost lansată internațional și a devenit foarte repede cea mai descărcată aplicație în mai multe țări. În acest moment are aproximativ 800 de milioane de utilizatori în toată lumea și a fost descărcată de 80 de milioane de ori doar în Statele Unite. În toată lumea a fost descărcată de aproximativ 2 miliarde de ori. Doar în februarie 2020 a fost descărcată de 113 milioane de ori. Nu contează dacă ție îți place sau nu aplicația, oamenii nu se mai satură de ea. Dar, având în vedere că este din China, unii oficiali americani au întrebat dacă TikTok ar putea fi folosită de guvernul chinez pentru spionaj. Având în vedere obiceiurile Chinei legate de cenzură și faptul că guvernul are oameni în multe dintre companiile mari, este posibil ca și TikTok să aibă ceva legături cu guvernul chinez. Videoclipurile despre Tibet și Taiwan sunt de cele mai multe ori șterse, dar întrebarea este dacă asta se întâmplă și în afara Chinei. Compania ByteDance, care deține TikTok, a declarat de multe ori că utilizatorii și guvernele nu au motive de îngrijorare, dar agențiile americane nu sunt atât de sigure. În ceea ce privește numărul de descărcări la nivel mondial, doar WhatsApp a avut mai multe decât TikTok-ul. TikTok este disponibilă în 154 de țări și în 39 de limbi. Pare incredibil, dar când ceva se postează pe TikTok, pare să atragă mai multe vizualizări și comentarii decât Instagramul sau Twitterul. Oamenii care au aplicația sunt încântați de ea și statisticile arată că 90% dintre utilizatori o deschid de mai multe ori pe zi. Compania ByteDance are acum o valoare de 78 de miliarde de dolari. Nu e rău pentru o companie care a cumpărat o aplicație care a fost creată în doar 200 de zile. Deci, momentan, TikTok este numărul 1 în lume, dar să nu uităm că lumea este destul de mare pentru toate aplicațiile și oamenii își pot împărți timpul între mai multe platforme. O astfel de platformă care este folosită de 44 dintre oamenii care folosesc în mod regulat internetul este YouTube. Google a luat decizia înțeleaptă de a cumpăra YouTube în 2006 pentru 1,65 de miliarde de dolari. A fost o achiziție foarte bună, după cum urmează să vedeți. Oamenii petrec ore în șir uitându-se la filme sau documentare pe YouTube sau încercând să învețe lucruri, ascultând matematicieni, oameni de știință sau filozofi.
Utilizatorii urmăresc în mod constant vedetele YouTube preferate sau canalele preferate și au acces la o cantitate inimaginabilă de videoclipuri variate. Ați putea să vă uitați la doza de cultură generală dimineața, iar după masă să vedeți ce a mai declarat Iohannis în legătură cu starea de alertă. Seara nici nu o să mai realizați la ce vă uitați și veți sfârși prin a vă uita la o luptă între insecte. Se pare că Scorpion vs. Miria Pode e ceva destul de popular și milioane de oameni se uită la astfel de videoclipuri. YouTube este plin de prostii, de capodopere și de tot ce există între ele. Și dacă milioane de oameni se uită doar la lupte cu animale, asta înseamnă că videoclipurile de pe YouTube în general au fost vizualizate de mai multe ori. Mulți dintre cei care fac conținut pe YouTube par să facă adesea o treabă mai bună decât televiziunile. Multe canale nu sunt doar educative, ci originale și uneori inovatoare. Aceste canale umplu un gol care este necesar populației lumii. Televiziunea nu era suficientă, iar YouTube a ajutat mulți oameni creativi să își înceapă diverse afaceri. După cum probabil știți, multe dintre canalele populare aduc venituri de milioane de dolari. Ați auzit de un băiat pe nume Ryan Kaji? Există un video cu acesta în timp ce se joacă pe un topogan gonflabil care a fost vizualizat de peste 1,9 miliarde de ori. Anul trecut, canalul lui a câștigat aproximativ 26 de milioane de dolari. Este adevărat că un videoclip de pe TikTok a primit anul trecut 17,9 milioane de like-uri, dar asta nici măcar nu se apropie de unele videoclipuri de pe YouTube. Multe videoclipuri de pe YouTube au câteva miliarde de vizualizări. Se poate spune că TikTok are un impact mic asupra lumii, dar YouTube a schimbat-o complet. Hai să vedem câteva statistici despre YouTube. Dacă ne uităm la canalele cele mai populare, putem să vedem de câte ori au fost vizualizate videoclipurile postate acolo. De exemplu, videoclipurile canalului T-Series au fost văzute de peste 105 miliarde de ori. PewDiePie are și el peste 25 de miliarde de vizualizări, iar canalul pe care vă uitați acum are peste 52 de milioane de vizualizări. Vă mulțumim mult pentru asta! YouTube are peste 1,9 miliarde de utilizatori activi lunar și se așteaptă ca până în 2025 mulți oameni să renunțe la TV și să folosească platforme precum YouTube. În fiecare lună, 90% dintre americanii cu vârste între 18 și 24 de ani se uită pe YouTube și 80% dintre cei cu vârste între 18 și 49 de ani folosesc și ei YouTube. Dintre aceștia din urmă, majoritatea folosesc telefonul mobil pentru a urmări YouTube mult mai mult decât orice alt canal TV sau platformă de video sharing. Platforma YouTube este lansată oficial în 91 de țări și poate fi folosită în 80 de limbi, ceea ce o face a doua cea mai vizitată platformă din lume după Google. În fiecare minut, atenție, în fiecare minut sunt încărcate aproximativ 500 de ore de videoclipuri pe YouTube și 1 miliard de ore sunt vizualizate în fiecare zi, adică mai mult decât Netflix și Facebook la un loc. Spre deosebire de TikTok, utilizatorii YouTube urmăresc în medie 40 de minute pe zi. Doar pe mobil sunt vizualizate aproximativ 1 miliard de videoclipuri în fiecare zi și în total peste 5 miliarde de videoclipuri diferite sunt vizualizate zilnic pe YouTube. Și dacă ne uităm la statistici, o să vedem că oamenii nu folosesc YouTube doar pentru a se uita cum alții se bat cu perne. Mulți folosesc YouTube pentru a se educa sau pentru a învăța cum să facă ceva anume. 20% intră pe YouTube pentru a vedea diverse produse și 30% doar pentru divertisment. Probabil ei sunt cei care se uită la lupte între animale. Conform datelor, se pare că mulți oameni mai în vârstă folosesc YouTube din nostalgie, în timp ce utilizatorii mai tineri vor în primul rând să învețe lucruri noi. Canalele care fac mai mult de $1 milion pe an au o creștere anuală de peste 40%, deci YouTube a schimbat și modul în care oamenii câștigă bani. Numărul de canale mici care se transformă într-un loc de muncă este și el în creștere. Din cauza că YouTube este în continuă creștere și din ce în ce mai mulți oameni își fac canale excelente, valoarea platformei este în continuă creștere, ceea ce înseamnă că Google nu va vinde platforma prea curând, nici măcar pentru o sumă enormă. Se estimează că platforma YouTube valorează aproximativ 300 de miliarde de dolari.
nici TikTok-ul nu este ceva de neglijat și este de așteptat să devină mult mai populară. Dar universul YouTube este în continuă creștere și videoclipurile postate acolo vor fi din ce în ce mai bune, mai educaționale, mai amuzante și mai profesionale. TikTok nu poate concura cu asta și probabil nici măcar nu încearcă. Este o platformă în creștere, fără îndoială, dar nu sunt șanse să depășească YouTube în anii ce urmează. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!